În ultimii 10 ani, în opinia specialiștilor, numărul cazurilor de copii care se înfurie foarte repede, se enervează ușor, care sunt imperativi și sfidători, a crescut alarmant de mult. Cele mai multe astfel de cazuri au fost înregistrate la copiii preșcolari și școlari mici. Ce este alarmant este faptul că părinții nu reușesc să se mai înțeleagă cu ei, iar problemele se agravează tot mai tare. Copiii au nevoie de părinți nu doar pentru a le oferi cele necesare zilnice, ci pentru a se juca cu ei, pentru a comunica cu ei, pentru a iubi, pentru a îmbrățișa, pentru a petrece împreună timp de calitate. Ce înseamnă timp de calitate? Nu este suficient să stau alături de copilul meu, dar eu în același timp fie mă uit la televizor, fie gătesc, fie fac orice altă activitate și spun, da, dar n-am stat toată ziua cu tine, nu, pentru că copilul va considera că ai stat cu el în momentul în care îți dedici timp exclusiv lui. Comportamentul agresiv, opozițional și provocator față de adulții importanți din viața copiilor ascunde în spate, spun specialiștii, o stare de anxietate și un nivel al stimei de sine scăzut. Și mici încearcă prin acest comportament să atragă atenția părinților. Copiii, în general, folosesc agresivitatea ca și metodă de comunicare. Pentru că de multe ori au învățat ei asta de acasă, în comportamentul părinților sau din societate, că atunci când devii agresiv, reușești mai repede să atragi atenția sau reușești mai repede să te impui. În mai puțin de o săptămână, cei mici se vor reîntoarce la școală sau la grădiniță, iar astfel de comportamente vor fi tot mai des întâlnite la cei mici. Specialiștii recomandă părinților care observă semne conform cărora copilul lor are astfel de comportamente să ceară ajutorul unui psiholog. Evaluarea emoțională a copilului este esențială în astfel de cazuri. Programele corecte de psihoterapie în aceste cazuri includ psihoterapia copilului, psihoterapia familiei, observația sistematizată la școală și managementul comportamental al copilului în clasă, în strânsă colaborare cu cadrul didactic.